meu Filip a înșelat-o pe soacra mea Nina și nu o să-ți vină să crezi cu cine. Tată, înainte să mergem la culcare, vrem să te întrebăm ceva foarte important. Izabela, te rog, eu nu-mi spune că vrei să mergeți undeva mâine, pentru că mâine este ziua mea liberă. Știi că am așteptat toată săptămâna pentru ziua asta, nu-mi spuneți că vrei să mergeți într-o excursie sau ceva de genul, vă rog, eu doar atât. Doar lăsați-mă să mă odihnesc mâine, vă rog. Doar atât, doar atât, vă rog. Știm că mâine este ziua ta liberă și în general îți place să lenevești toată ziua în pat, dar putem mâine să mergem la cofetărie să mâncăm o prăjitură? Oh! Da! Uite că a început și ploaia. Ah, da, ok. Mă gândeam că, Doamne ferește, vrei să mergem undeva într-o excursie sau ceva de genul, Doamne ferește. Da, ok, mergem 100%. Mai așa, mai pe seară, desigur. Mergem, mâncăm o prăjitură, dar fără supărare, ce v-a apucat așa deodată să mâncați o prăjitură de la cofetărie? Ne-au spus niște prieteni că au adăugat niște prăjituri noi în meniu și sunt tare curioasă să văd cum sunt. Haide, tata, te rog. Băi, Izabela, mâine este ziua mea liberă. Da, bine, bine, hai, dacă vrei zui, băi, până la urmă, dacă au adăugat niște prăjituri noi în meniu și eu sunt destul de curios, dar sper să nu fie, să fie bun, adică să fie dulci, de alea, că știu, frate, odată mi-am arătat eu odată o țeapă când cineva a adăugat un tort nou într-un meniu, nu mai zic, și era tort de ăla cu ciocolata amăruie, deci vă rog eu, nu? Știam eu că vrei și tu să încerci prăjiturile alea, hai mă răzut, că doar ești femeie, nu mă cărăști. Dar o să putem să comandăm cât vrem, nu? Da, deci puteți să comandați sute de chile, băi, cum adică cât vreți, că doar nu mâncați 1000 de prăjituri. Comandați și voi, depinde, adică băi, dacă să zicem, gen, nu știu câte prăjituri sunt, dar dacă sunt mai multe, putem să comandăm una din fiecare și să gustăm fiecare, gen, nu trebuie să comandăm fiecare un sortiment de prăjitură, că mâncăm prea multe prăjituri și nici asta nu-i bine, știi? Adică, bă, vedem acolo. În fine, vorbim mâine de dimineață, noapte bună, tată, noapte bună, copii, vă pup și vă iubesc. Hopa, Magdalena, de ce nu-i în camera noastră? Ai, jos. Ok, hai să vedem. Magdalena, hai să mergem la culcare. Mâine, chiar dacă este ziua mea și ziua ta liberă, nu o să putem să stăm acasă pentru că trebuie să mergem cu copii la cofetărie, dar până la urmă e bine, e bine, da? Hai să mergem să ne culcăm, ce faci aici? Marius, îmi vine să plâng, se întâmplă din nou. Ce se întâmplă? Nu credeam că la vârsta asta se mai poate întâmpla așa ceva. Magdalena, mă sperii, ce se întâmplă? Mâine de dimineață, la prima oră, mama o să vină aici. Poftim? De ce? What? Haide-mă, frate, mă, iară de ziua mea liberă, man. De ce o să vină maică-ta aici? Cu ce scop? Care-i scopul? Te rog să nu comentezi o să ce să faci vreo scenă, pentru că e o situație foarte serioasă. Haide-mă, Magdalena, ce situație serioasă? Bă, da, fraților, băi, soacră mea are boală pe mine de fiecare dată, frate. Când sunt eu liber, trebuie să vină ea. Bă, da, numai atunci. Și am crezut tot timpul ăsta că s-a schimbat. Cine s-a schimbat? Ce s-a întâmplat? Uite ce mesaj mi-a trimis acum câteva minute. Doamna Nina, Doamne, băi, fraților, băi, vă vine să credeți, man, oh my god. Doamna Nina, Magdalena, scumpa mea, să știi că mâine dimineață, la prima oră, sunt la tine acasă, am suspiciun că tatăl tău mă înșeală. Opa. Păi zic că devine situație interesantă. Ultima dată când l-am prins că mă înșeală a fost acum 8 ani. Oh! Deci am mai înșelat-o și l-a iertat. Sora mea. Unii și-o fac cu mâna lor. Am crezut că aia a fost ultima dată, că suntem și noi bătrâni, nu ne mai arde de alte persoane. Dar ce se vezi, când a venit acasă, mirosea parfum de femeie și m-a sunat o prietenă să-mi spună că l-a văzut cu o femeie blondă la o cafenea la ora 2 după amiaza. Holy shit, domnul Filip, ați fost prins, frățior! Ok, frate, bun, acum ce să fac azi de necaz ca să uit, că mâine o să-mi fie stricată ziua de vacanță, da, deci fac asta doar ca să uit, așa? Adică fix când mi-a zis că se duce să facă cumpărăturile, sunt disperată. I-am lăsat un bilet și am zis că o să vin la tine ca să mă liniștesc. Da, păi acum ce pot să fac, face? Pot să mai fac ceva? Nu. Tac din gură și accept situația, n-am altă variantă. Nu, bă, Magdalena, păi că eu o să mă duc să mă culc. Doamne, ferește, face, Doamne, vă rog, măcar să fie o zi liniștită. Atâta vreau, da? Să fie o zi liniștită, nu să înceapă cu toate alea să fie ceartă, măcar să fie o zi liniștită mâine. Bună dimineața, băieți și fete. Deci după ce că, na, se întâmplă ce se întâmplă, am mai și dormit atât de prost, nu știu de ce, atât m-am mișcat în pat, în fine. Oh my god, Magdalena a plecat, înseamnă că, oh my god, înseamnă că deja a venit. Doamne, fraților, ce faceți, bă, copii? Nu vă duceți jos să o salutați pe bunica?
Tată, de ce nu ne-ai spus că astăzi vine bunica? Este o surpriză atât de mare, da, mai ales pentru mine. Sunt șocat de această surpriză. Sunt curioasă ce cadouri ne-a adus. Băi, alo, fiți atenți. Deci, cum să vă explic? M-am stat puțin față, ok, unul dintre momentele în care trebuie să le explic ceva copiilor și nu știu cum. Nu o deranjez pe bunica, nu v-a adus niciun cadou pentru că este o vizită spontană, da, deci este o vizită foarte, foarte spontană. A venit ca să vorbească ceva cu mama voastră, da, ați înțeles? Deci doar atâta, da? Deci să nu cumva să o bateți la cap că n-ați adus cadourul, că nu știu ce, ați înțeles? Tată, am auzit că bunica plânge, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, că ea stați aici, așa, mamă, ce se întâmplă, fraților? Băi, asta e Magdalena, doamna Nina și Miruna? Cine e Miruna, bro? What? Ce faci, Magdalena? Băi, mamă, băi, ai venit aici până aici cu toate bagajele, nu putea să rezolvați acasă? Corect, corect. Și ești sigură că tata te înșeală? Îmi aduc aminte că am avut o discuție cu el acum mult timp și credeam că a înțeles care-i treaba. Dacă te înșeală, desparte de el și gata. Corect. Frații mei, de ce trebuie să fie mie stricată ziua de concediu? A? Nu puteam să vă despărțiți? Și apropo, cine este această doamnă Miruna? Da, chiar, dumneata, cine ești, a? Magdalena, scumpă, sunt bătrână. Dacă mă despar de el, cu cine o să-mi trăiesc bătrânețea? Dar pur și simplu mă simt trădată, nu vine să cred. Aici ai și tu dreptatea ta, dar până la urmă e tot greșeala ta, că din câte... Ok, nu vorbesc, dar fraților, ați văzut că a înșelat-o și acum 8 ani. Adică sora mea putea să-ți dai seama că e ceva la mijloc, e ceva la mijloc, adică nu merge ceva la mijloc, nu înțeleg de ce nu te-ai despărțit atunci de el, în fine. Și nu, n-am o dovadă 100% că mă înșeală. Păi poate este doar o neînțelegere, însă instinctul meu niciodată nu a dat greș pe chestiile de genul. Și aia este Miruna, nu mai știu că ți-am spus de ea la telefon, este vecina mea care este și o prietenă foarte bună de a mea și mă ajută întotdeauna când am nevoie. A, și acum vin la mine acasă, ok, am înțeles, bun. Iar acum s-a oferit să vină până aici cu mine, să stăm câteva zile și după să plecăm. Wow, da, face foarte tare, băi, la mine acasă e hotel. Fine, cine vrea pleacă, cine vrea, nimănui nu-i pasă dacă există un om care a muncit, da, și care... Nu mai zic, da, deci la mine acasă, frații mei, puteți să veniți când vreți voi, n-aveți niciun stres. Salut, Miruna. Salut, numele meu este Miruna. Ce ar fi viața dacă nu ne-am ajutat bătrânii? Păi bătrânii tăi, băi, că doamna nu e bătrâna ta, hai, termină, în fine. Ok, fraților, o să mă duc sus în cameră. Ba nu, de fapt trebuie să ajut pe doamna Nina. Frații mei, deci nu mai am cuvinte, deci nu mai știu ce să zic, pur și simplu, vedeți că mă bâlbâi. Au trecut 12 ore de când a venit doamna Nina și de 12 ore stau aici împreună cu doamna Nina, cu Magdalena și cu Miruna și povestesc amintiri din copilărie, cum a fost, nu știu când. Băi, frații mei, vine să-mi smulg părul din cap, s-a făcut seara afară, o să-mi dau cu capul de pereți, asta a fost ziua mea liberă și uitați-vă ce s-a întâmplat cu ziua mea liberă. Ce frumos a fost să ai o zi liberă. Doamne, doamne, de ce eu și cu ce ți-am greșit? Spuneți, doamna Nina, mai spuneți, mai povestiți, că s-a făcut întuneric afară, doamne ferește. Acum mi-am adus aminte de toate momentele frumoase. A, și încă o poveste înainte să mergi la culcare. Dați cu povești acolo, că mine să-mi dau cu capul de pereți. Mai știi, Magdalena, când aveai 5 ani și am mers la Paris? Mamă, ce oameni bogați. Totul era atât de frumos, era prima dată când am fost în Franța. Și nu mai știi că taicătul s-a dus să ia niște cornuri de la patiserie și când a venit de acolo, un șobolan a început să alerge după el și alerga cu cornurile prin tot Parisul și țipa și la un moment dat cineva l-a ajutat să scape de șobolan. O poveste, uai, frate, deci nu puteam să doarnă apă dacă nu aflăm această poveste. În fine. Ce vremuri frumoase. Haide să mergem la culcare. Doamne ajută, Magdalena. Doamne, mamă, atâtea momente frumoase și tata tot se uită la alte femei. Nu vine să cred că încă face asta la vârsta lui. Ce nenorociți. Da, e momentul să mergem la culcare, chiar dacă am mai fi vrut să te auzim, mai ales Marius, care a fost foarte interesant de poveștile tale. Da, deci am fost, frații mei, eram acolo. Oameni. Și nu a scos niciun sunet, doar a fost atent. Exact, doamna Nina, deci chiar să știți că aveți un talent de narator foarte bun. Nu înțeleg de ce n-a scris o carte până acum. Miruna, hopa, se pare că avem vizitatori. Ce vizitatori? Hopa, mamă, frații mei, vă simt ca la Ernest, Iubiri secrete, ați înțeles? Nu, Ernest era ochii din umbră, Iubiri secrete era altceva, ok? Bun, deci a venit domnul Philip. Stai să vedeți acum cearta de pe lume, gata, s-a terminat totul. Bună seara, domnul Filip, cu ce ocazie ați venit la noi acasă?
Auzi, soția mea este aici, da, am avut o mică ceartă, știm ce s-a întâmplat și mi-a zis că vine aici, totul este o neînțelegere și vreau să discut cu ea. Ei bine, uite, pe ea e ușa deschisă, poți să vii să vorbești cu ea. Frații mei, băi, eu v-am zis că sunt șanse să fie o mică neînțelegere, da, adică n-am înțeles de ce a fost atât de mare tam-tam, nu știu ce. Poate omul doar a fost neînțeles. Băi, voi, haideți să mergeți să îl salutați pe bunicul. Tată, să știi că eu și Răzvan niciodată nu o să mai avem încredere în tine. Băi, ce aveți? Toată lumea are ceva cu mine astăzi. Ce s-a întâmplat? Ne-ai spus că... Oh my God, am uitat, băi și fete. Ne-ai spus că astăzi o să mergem la cofetărie și nu ne-am dus. Băi, Izabela, Răzvan, ascultați aici. Deci, eu v-am spus că merge la cofetărie aseară, da? Și aseară... Eu credeam că ziua asta va fi o zi liberă de-a mea, în care o să stau toată ziua în pat, o să mă relaxez, nu știu ce, și o să mergem la cofetărie. Da, după cum puteți vedea, s-a luat o întoarcere de 180 de grade, a venit bunica voastră aici, a povestit, a venit și bunicul acum, adică băi, s-au întâmplat foarte multe chestii. Dacă era o zi normală de-a mea de concediu, eu vă duceam la cofetărie, fără niciun fel de problemă. Dar se pare că s-au întâmplat niște chestii, da, deci să nu fiți supărați, Răzvan. Și astăzi, în loc să stai cu noi, ai stat la povești cu bunica și mama. Crede-mă, Răzvan, că n-am făcut asta pentru că am vrut, am fost obligat forțat. Da, deci n-am făcut asta pentru că am vrut. Haideți să îl salutați pe bunicul și nu mai comentați atâta. Băieți și fete, teroarea continuă. Deci stau să mă întreb dacă o să se mai întâmple ceva seara asta. Deci efectiv, fraților, îmi pierd mințile. Tocmai ce am aflat că doamna Nina o să doarmă cu noi în cameră. Nu ați auzit bine, doamna Nina o să doarmă cu noi în cameră pentru că de vreo jumătate de oră a venit bărbatul sub băifațul și se ceartă, deci nu mai zic nimic. Unde e Ernest când ai nevoie de el, ați înțeles? Uite, aici e patul meu, aici e patul Magdalenei și hopa, a apărut un nou pat aici, al doamnei Nina, deci mie nu vine să cred. Marius, te rog, tași puțin din gură și îndură și tu câteva zile, fraților, e bine că, na, mâine e weekend și practic e tot o zi liberă, dar, na... Nu e o zi liberă dată de patron, e o zi liberă că așa trebuie să fie ziua liberă, dar cum adică o să dorm aici toată săptămâna? Păi dar eu trebuie să mă duc la muncă, eu nu pot să mă odihnesc dacă e cineva în afară de tine aici în cameră, adică mă simt ciudat. Mama este rănită și eu nu pot lăsa așa, uite că s-a oprit cearta, faci eu, deci nu mai am chef de nimic, pur și simplu sunt dezamăgit de ceea ce se întâmplă. Doamna Nina, care-i treaba? Cel mai mare nenorocit. Nu mai vreau să-i aud minciunile și explicațiile. Ia, hai să vedem, fraților. Bună seara, domnule Filip, bună seara. Cum funcționează situația? V-ați împăcat? Tași din gură, ești ultima persoană pe care vreau să aud. Și dumneata, nu mai zic, frații mei, că după să ia și de mine. Doamne, băi, frate, cum am ajuns noi în situația asta, băi, și frate, eu nu înțeleg. Acum o zi? Păi era totul liniștit, era totul bine și uitați-vă acum, casa noastră e platou de filmare Ochii din Umbră, v-am spus. Băi, care n-a închis ușa? Băi, domnul Filip, doamne, tu ce faci? Tu dormi aici, noapte bună. Noapte bună, ok. Ce-i femeia asta? What, frate, cum a ajuns femeia asta la mine acasă? În fine, deci e foarte, foarte confuză situația. Ce faceți, băi, șmecherilor? Răzvan, Izabela, tată, promite că mâine mergem, promite, ma. Păi uite, având în vedere că, bă, frate, să ne gândim logic, da? Având în vedere că domnul Filip și doamna Nina sunt într-un bif de asta, într-o ceartă de asta, eu zic că ar fi foarte frumos să mergem la cofetărie, nu? Adică eu zic că ar fi foarte frumos. Da, mergem, deci promit, mâine, nu știu la ce oră, dar mergem. Răzvan? Tata, ai promis, băi, am promis, deci mâine seară, da? Mâine seară o să mergem la cofetărie pentru că mai trebuie să distindem puțin atmosfera, dacă mă înțelegeți, băi, și vede, da? Deci va trebui să fie totul bine, în fine. Hai să mergem la culcare până la urmă, nu? Doamne, băi și fete, deci asta cred că e prima dată în viața mea când mă trezesc fără alarmă. Toată lumea se ceartă în casa asta, eu nu mai suport, îmi smulg părul din cap. A, desigur, ok, deci ăștia doi sunt jos de ceartă. Și Magdalena cu Răzvan și Izabela, de ce vă certați și voi? Bună dimineața, Magdalena, de ce te cerți cu Răzvan și cu Izabela? Marius m-a citat de azi dimineață cu afurisiții ăștia doi și am cedat. Cum adică? Diseară la ora 20:00 mergem la cofetărie. Băi, da, am discutat de aseară. Bun, deci diseară la ora 8 mergem la cofetărie. Măcar, fraților, o să mai avem niște prăjituri să ne mai îndulcească și nouă. Să ne mai îndulcim și noi viața, vorba aia. Nu înțeleg ce prăjituri vor ei să încerce, ce e atât de interesant, însă în fine. Dacă vor ei și dacă o să tacă, o să mergem. Deci ați înțeles, da? Foarte important, dacă vreți să mergem diseară să luăm prăjitori, trebuie să tăceți din gură, da? Trebuie să fiți niște copii cu mine, trebuie să fiți niște copii de treaba, deci ne-am înțeles, Izabela?
Și o să mergem toți, absolut toți, și bunicul și bunica și doamna aia. Băi, da, adică doar nu merge numai noi. Tată, tu faci ciste. Da, mă, da, eu cumpăr la tot ăsta, cum îi zice, la tot Mapamondo cumpăr prăjituri. Depinde cât costă prăjiturile. Deci las că vedem acolo, ok? Bun, ia să vedem și ăștia de ce se ceartă, frații mei. Deci nu știu cum am ajuns noi în situația asta, în fine. Hai să vedem de ce se ceartă, că e o nebunie aici în casă. Miruna, ce se întâmplă? Bună dimineața, se ceartă de când s-au trezit, da, observ. Doamna Nina, domnul Filip, calmați-vă, vă rog, eu sunt niște copii aici, e nebunie maximă. Și atunci, cu afurisita aia de Bianca, la, ia asta, că începe, mi-ai furat toți banii de pensie și ai spus că trebuie să-ți repar mașina, dar de fapt te-ai dus cu ea în vacanță. Oh my god, allegations, man, oh my god, bro. Wow, fraților, domnul Filip, ce nenorocit, man. Bro, i-a furat banii de pensie și s-a dus cu amanta în vacanță. Și am aflat abia după 3 ani. Domnul Filip, cum răspundeți la aceste acuzații? Cu Bianca n-a fost ceea ce crezi tu. A fost o ofertă foarte bună la agenția de turism unde m-am dus, iar tu atunci trebuia să te operezi. Trebuia să și opereze, era nevastă-ta în spital. Tu te-ai dus în vacanță. Oh my god, băi, băieți și fete, ăsta e un nenorocit, man. What? What? Am văzut asta în viața mea. Și nu puteam să ratez ocazia și oferta era de 2 persoane. Oh my god, doamne, băieți și fete. Deci până acum eram 90% doamna Nina, dar mă gândeam că poate a înțeles ea greșit, dar acum nu, domnul Filip e un diavol, bro, oh my god, doamne ferește că-mi fac 3 cruci, doamne ferește, ești de bun. Ok, păi hai, na, acum trebuie să mai suportăm asta până diseară, bănuiesc, nu, până diseară trebuie să suportăm circul ăsta, că diseară mergem la cofetărie. Ce să vedeți, băieți și fete, cineva a cedat, da, deci mai exact domnul Filip a plecat de aici, a cedat nervos. Băi, până la urmă îl înțelegem, fraților, că a fost el, că a fost foarte, foarte nervos și a plecat și a zis că o să se întoarcă diseară. I-am spus că, băi, diseară vrem să mergem la cofetărie cu copiii, cu toată lumea, așa că trebuie să te întorci. Și doamna Nina a spus că vrea să ne arătați ceva. Uitați aici, pe lângă că cineva i-a văzut la restaurant, dar stați puțin că doamna Nina nu știe cine e această persoană. Din câte am înțeles din descrierea ei, este o fată blondă. Ok, am și găsit 3 scrisori de dragoste în dulapul lui. Mie niciodată nu mi-a scris o scrisoare. Bă, ce nenorocit, oh my god. Băi, și fete, acum nu știu ce să zic, man. Adică e imposibil să-i mai ia părarea lobul ăsta. Ia să vedem. Scrisoare de domnul Filip. Draga mea, îmi este greu să exprim în cuvinte ceea ce simt pentru tine. Deci asta e pentru altă femeie. Te iubesc din tot sufletul meu, iar fiecare clipă petrecută împreună cu tine este o comoară neprețuită. Ești raza mea de soare în cele mai întunecate zile și mângâierea mea în clipele de tristețe. Oh my god, bro! Vreau să știi că ești în gândurile mele mereu. Îmi aduc aminte de prima dată când ne-am întâlnit și inima mea tresărit de bucurie. De atunci nu pot să nu te am în minte și în suflet. Dar din păcate nu pot să spun numele, deoarece sunt prins într-o situație dificilă. Nu pot să ignor faptul că am o nevastă. Chiar asta faci. Dar simt că inima și sufletul meu te caută pe tine. Băi, ce nenorocit, fraților, oh my god. Cum să îl scuzi pe omul ăsta? Îmi pare rău că te implic în această situație complicată, dar nu pot să neg ceea ce simt. În fiecare zi sufăr din cauza acestei dileme, dar nu pot să mă împiedic să simt dragostea pentru tine. Sper că vei înțelege că nu este o decizie ușoară pentru mine, dar vreau să știi că indiferent de ceea ce se întâmplă, dragostea mea pentru tine va rămâne neclintită. Te voi purta mereu în inima mea, chiar dacă nu voi putea să spun numele. Cu dragoste, Filip. Mamă, ce nenorocit, bro. Holy shit, da. Dar nu-i zice numele în vreo de asta? Ia să vedem. Pentru tine, domnul Filip. Draga mea, în fiecare dimineață, prima persoană care îmi vine în minte ești tu. Băi, băi, nu. Îmi umpli zilele cu bucurie și culoare, iar nopțile devin mai luminoase atunci când mă gândesc la tine. Ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și n-aș putea concepe să trăiesc fără tine. Băi, frații mei, nu știu. Băi, eu nu știu cum aș simți, gen. Ceea ce simt pentru tine este pur și necondiționat. Știu că deja ești conștientă că am o nevastă, Nina. Sunt conștient că această situație este complexă și delicată, dar nu-i zice numele aici. Dar nu pot să neg ceea ce simt pentru tine. În ciuda tuturor provocărilor, am încredere că destinul ne va călăuzi pe drumuri potrivite. Poate că iubirea noastră nu se va regăsi vreodată într-un alt timp și spațiu, dar vreau să știi că în inima mea vei rămâne mereu specială. Cu sinceritate și dragoste, Filip.
Ok, hai să vedem și ultima. Băi, fraților, nu știu ce să zic, bro. Doar pentru tine, oh my god. Iubita mea, fiecare secundă petrecută în preajma ta este o binecuvântare. Tu ești răsuflarea mea, băi, dar de unde le-a luat? Sursa mea de inspirație și mă topesc în fiecare privire pe care mi-o arunci. Știu că deja ești conștientă că am o nevastă, Nina. Cu toate acestea simt că am fost făcut unul pentru celălalt. Oh my god, bro. Iar dragostea noastră este mai puternică decât orice obstacol. Nu pot să necătresc într-o dilemă constantă. Îmi doresc să fiu alături în fiecare zi, să trăim dragostea noastră fără constrângeri, dar trebuie să înfrunt realitatea. Te iubesc din tot sufletul meu și nu pot să neg ceea ce simt pentru tine. Cu toate că situația noastră este complicată, vreau să continui să te iubesc în tăcere, să-ți fiu prietenul cel mai devotat și să-ți fiu alături în orice moment ai nevoie. Îți promit că voi face tot ce stă în putință să fiu o prezență măcar discretă în viața ta, pentru că nu pot să renunț la sentimentele mele pentru tine. Bine, mamă, credeam că zice că nu pot să renunț la soția mea, bă, ce nenorocit. În speranța că înțelegi povara pe care o port în suflet, vreau să știi că dragostea mea pentru tine este sinceră și unică. Te voi iubi mereu, indiferent de ceea ce va aduce viitorul, cu dragoste și respect, Filip. Bă, băi și fete, întrebarea mea e cine-i doamna asta, gen, adică o să o cunoaștem sau ceva de genul, a zis că doar că e blondă, atâta, mamă, Magdalena, ai auzit? Doamne, nu pot să cred că tatăl meu a scris asta, sunt dezamăgită de el. Acum a și plecat, oare unde s-a dus? Băi, habarul am unde s-a dus, dar a zis că vine diseară și trebuie să vină, frații mei, ați înțeles? Pentru că trebuie să mergem cu copiii la cofetărie, da? Deci ar face foarte bine să vină, nu o să fie nesimțit. Tu ce faci? Diseară mergem undeva, da, deci doamna Miruna, dar tu ești foarte suspectă, în fine. Diseară mergem la cofetărie, astăzi să le spun și copiilor să nu uite. Băi, șmecherilor, diseară la cofetărie, da, ne-am înțeles? Tată, la ce oră mergem la cofetărie? Nu v-a zis mama voastră, la ora 20:00. Tată, să știi că astăzi nu am mâncat nimica pentru că vreau să mănânc prăjituri. Băi, alo, alo, merge jos și mâncați, auzi, ce? Crezi că suntem țiriac? Cine crezi că suntem? Du-te și mănâncă și, na, prăjituri abia la desert. Am ajuns la cofetărie, băi și fete, și am început să ne facem de râs și aici au început domnul Filip și doamna Nina să se certe. Însă uitați-vă cum stăm la mese, deci e ceva ce nu o să vă vină să credeți. Deci noi stăm aici, da, Izabela cu Răzvan și Magdalena. Doamna Nina și Miruna stau acolo și domnul Filip abia acolo, bro. Oh my god, și mai am și doar $25. Bă, și sincer, eu din câte observ nu prea e niciun sortiment nou de prăjitură. Adică nu prea înțeleg care-i treaba. Izabela, ce vrei să comanzi? Eu am mâncat astăzi, i-am pus să mănânce, să vă dați seama, băi, ce mergem pe burta goală la cofetărie, vrem să dăm spargeri la bancă. Așa că vreau doar o prăjitură, mai exact noua brioșă cu ciocolată neagră. Deci nu vine să cred, frate. Băi, deci fii ce am zis eu, men, doamne, băi, urăsc prăjiturile cu ciocolată amăruie. Bro, bro! O prăjitură nu trebuie să fie dulce? De ce pui ciocolata amăruie în ea? Doamne, nu spune, dați mai că și tu vrei la fel. O brioșă cu ciocolată neagră, nu-mi vine să cred. Magdalena, eu vreau ce și-au și copiii. Ok, deci până acum avem 3-4 cu mine, da? Doamna Nina, nu vreau nimic, mai ales mulțumesc că m-ai întrebat, Miruna. Eu vreau ce și-au toată lumea. Ok, fac eu 5 la toată, deci avem și tu o brioșă, da? Deci avem 5 brioșe. Domnule Filip, vreți să comand ceva pentru dumneavoastră? Nu vreau nimic, fraiere. Ați putea să fiți puțin mai de treabă, având în vedere că ați dormit aseară în casa mea. Doar zic că ați putea să fiți puțin mai respectuos. Spun și eu, da, vorbesc singur, desigur. Doamna cofetar, vă rog eu să-mi dați 5 brioșe cu ciocolată neagră, noua dumneavoastră specialitate. Desigur, $25! Băi, am luat o razna. Suntem nebuni? $25, 5 brioșe. Doamne, ia de aici, mai are Magdalena niște bani. Doamne, și tot brownie-uri d-astea, doamne, cea mai mare țeapă. Ia de aici. Luați de aici, doamna Miruna. Doamne, fraților. Băi și fete, după ce că ultimele zile au fost ruinate, nu spunem de ce, cred că acum o să fie ruinat și portofelul. Deci am mai stat aici, după cum puteți vedea, toată lumea a ieșit afară. Și Răzvan și Izabela, deci băi, vă dați seama, ultima brioșă, ultima, n-aș pare rău de tot, însă pentru nu știu ce motiv, lui Răzvan și lui Izabela le-a plăcut foarte mult, așa că și-au mai luat 2 brioșe de fiecare. Asta înseamnă $20. 2 brioșe de fiecare, bro, 4 brioșe în total. Doamna cofetar, haideți să vă plătesc atunci, nu v-am plătit că na, a scormonit Magdalena prin poșetă să găsească ceva. Mai trebuie să plătiți încă $30. Băi, asta-i,
n-am plătit gen acum câtva timp pentru 5-25 de dolari. La un simplu calcul matematic e 5 dolari brioșa. Deoarece noaptea prețul e mai mare. Ah, prețul e mai mare. Bă, ce țeapă, ce țeapă. Și încă un lucru. Pentru domnul care e cu voi și care a închiriat o masă aici diseară, având în vedere că e în afara programului, va trebui să plătească 100 de dolari. Asta doar ca să știe. I-am mai spus, dar asigurați-vă că știe. What? Ia să-ți puțin face-o. La cine se referă? Pentru domnul care e cu voi și care a închiriat o masă aici diseară. Deci un domn care e cu noi a închiriat o masă aici diseară. Păi dar ce domn e cu noi în afară de mine? Domnul Filip! Domnul Filip! Bro! Frații mei, nu vine să cred! V-ați dat seama ce s-a întâmplat, nu? Domnul Filip a închiriat aici o masă ca să o împace pe doamna Nina, gen. Să o scoată la prăjitură. Holy shit, man. Ok, doamna Covedara, să-i spun. Trebuie să-i spun și Magdalenei neapărat. Da, băi, stai că am uitat să-i plătesc. Am uitat să-i plătesc, stați, frații mei. Ok, stai să bag aici. Uitați aici, 30 de dolari. Să nu știți că v-am dat țeapă. Bun, haideți să mergem acasă. Izabela și Răzvan, ați dat gaură la portofel. Wow, cât de bun a fost. N-am mai mâncat așa ceva în viața mea. Wow, o brioșă cu ciocolată amăruie. Genial, frații mei. Invenție nouă. N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Cea mai bună brioșă din viața mea. Oribilă. Domnul Filip și doamna Nina, cum, care-i treaba? Nesimțitule, tu te auzi? Te auzi ce vorbești? Tu întotdeauna nu poți rezista la oferte? Băi, ce se întâmplă? Nu mai băga pe smaranda. Doamne, bă, câte amante a avut ăsta? Doamne, ferește. Ia. Băi, uite ce se uită ăsta la mine. Nu mai băga pe sparanda discuție. N-a fost nimic decât o prietenie strânsă. De Crăciun am văzut că acea poșetă este la ofertă și știam că ție nu-ți place, dar nu puteam să ratez oferta, așa că i-am cumpărat-o ei și n-am mai avut bani de cadou pentru tine. Oh my god! Oh my god, bro! Bă, domnul Filip ăsta, băi! Băi, frații mei, deci el a văzut o poșetă, știa că nu-i place lui nevastă sa, dar era la ofertă prea bună, așa că a cumpărat-o. I-a dat-o lui Smaranda și n-a mai avut bani pentru nevastă sa. Oh my god, bro! Ce nenorocit! Ce nenorocit! Aoleu! Hai să plecăm, Miruna. Domnul Filip e puțin nesimțit, foarte nesimțit, n-o să spun. Magdalena, fii atentă. Acasă trebuie să vorbim ceva, deci nu o să-ți vină să crezi ce mi-a zis doamna Cofetar. Mai despre ce e vorba, e ceva grav, nu, las că vorbim acasă. Haideți toată lumea să mergem acasă. Ok, Magdalena, fii atentă la mine. Fraților, am trimis pe toată lumea sus. Se pare că doamna Ina e cu doamna Miruna, domnul Filip e sus, în fine, fii atentă. Când m-am dus să plătesc la cofetărie, mi-a spus doamna aia că un bărbat din grupul nostru a închiriat acolo o masă pentru diseară pentru 100 de dolari. Știi ce înseamnă chestia asta, nu? Eu n-am închiriat-o, singurii doi bărbați sunt eu cu domnul Filip. Eu n-am închiriat-o. Deci a închiriat-o domnul Filip. Deci asta înseamnă că vrea să o împace pe mama ta și să o scoată la o cofetărie, gen. Ideea e că, na, nu știu, e cam nesimțit. Adică, fraților, acum cine suntem noi, da, să ne băgăm în căsnicia lor. Dar nu știu cum a devenit viața mea un serial turcesc de asta în care toată lumea se înșelă cu toată lumea, doar referește. Dar, na, eu zic că n-ar fi bine să-l ierte. Tu ce spui, Magdalena? Doamne, ce drăguț, dar totuși, crezi că a înșelat-o să-i doar o înțelegere, 100%, băi, eu, ce Bianca, Smaranda, cine salea, bro? Eu, sincer, cred că a înșelat-o și dacă e adevărat, nu mai vreau să se împace. Dar urmează să vedem diseară. Dacă pleacă amândoi la întâlnire, înseamnă că se întâmplă ceva, ok, o să vedem diseară. Deci, Magdalena, diseară stăm treji, da? Păi, oricum, gen, noi o să stăm treji și o să se trezească doamna Nina, na, să plece. Deci o să fie totul bine, față. Hai să mergem mai sus, uite. Miruna, ok, hai să zicem la toată lumea noapte bună. Miruna, ce faceți? Eu nu știu ce sfat să vă dau, doamna Nina, dar cred că știți ce părere am. Trebuie să vă respectați și pe dumneavoastră, sunteți o femeie minunată, corect? Nu o să-i zic lui doamna Nina surpriza, bănesc că o să-i o zică domnul Filip. Miruna, m-am decis. Mâine mă desparte din nenorocitul ăsta. Let's go, baby! Dar să vedem dacă o să se mai despartă după ce o să se întâmple diseară. Mi-a făcut viața un calvar până acum, așa că trebuie să punem stop. Aia vreau să zic. Let's go, baby! Izabela, Răzvan, ce faceți? Tată, de ce toată lumea se ceartă în casa asta? Tu să-mi spui. Răzvan, tata, ce se întâmplă? E apocalipsă la noi în casă. E apocalipsă. Ia să-i să zic noapte bună, domnul Filip. Domnul Filip, noapte bună. Pleacă. Ok, bun.
frații mei, hai să mergem să ne băgăm în pat și să ne prefacem că dormim, pentru că na, diseară se va întâmpla. Deși, fete, este miezul nopții, iar eu și Magdalena nu înțelegem ce se întâmplă. Domnul Filip a plecat, lucru care arată faptul că el a închiriat aceea masă la cofetărie, însă doamna Nina în continuare doarme în cameră. Băi, ce s-a întâmplat? Marius, e noaptea și tata a plecat, dar mama nu. Ce se întâmplă? De ce n-a plecat și ea? Bro, what? Bă, nu-mi spune, merg, că ăsta are o altă amată aici în oraș și că s-a dus cu ea la cofetărie la 12 noaptea. Dar nu cred, men, n-are niciun sens, bro. Fraților, ia stai, nu, trebuie să există o explicație. Deci ăla 100% a închiriat acolo. Atunci, de ce, cine s-a dus cu el? Magdalena? Magdalena, tu vezi că mai lipsește cineva din casa asta? Miruna! Și Miruna e blondă. Fix cum a zis, oh my god. Magdalena, stai puțin, doamna Nina, oh my, fix cum a zis doamna Nina, oh my god, oh my god. Miruna, prietena lui doamna Nina. Deci nu vine să crepești, fete, ia stați, nu, ia stați puțin. Iau asta și mă duc la cofetărie, deci mie nu vine să cred, ești de bun? Eu nu pot să cred așa ceva. Ia stați, că fix aici e cofetăria, fix lângă. Ia stai. Oh! Miruna și domnul Filip. Nu-mi vine să cred, uitați acolo și cofetarul. Oh my god, băi și fete, vă vine să credeți? Mamă, deci asta chiar vă are de simțit, bro. Oh my god. Doamne. Nu, fraților. Deci îmi pare rău, ne băgăm eu cu Magdalena în această căsnicie, dar n-avem ce să facem, fraților, nu mai putem să o vedem pe doamna Nina cum este batjocorită, așa că o să mă duc, o să vorbesc cu ea și o să zicem că, băi, trebuie neapărat acum să venim toți la cofetărie, neapărat. Bine ați venit la Ochii din Umbră, sezonul 14. Frații mei, oficial au fost prinși. Pau, pau, au fost prinși. Doamna Nina aici este foarte, foarte nervoasă. Ce? Nu am cuvinte, doamna Nina? Nenorocitule, știam eu, puteam să jur. De-aia, Miruna, tu erai atât de amabilă cu mine. De-aia veneai în fiecare zi la noi acasă și ne ajutai fără ca nimeni să te întrebe. Hopa, Miruna. Gata, Filip, aici s-a terminat totul. Nu mai poți să ții în mine, ne despărțim. Ai fost cel mai mare nesimțit. Oh my god, băi, și vede, băi, asta merită, domnul Filip, Miruna. Dar, doamna Nina, nu e ceea ce pare. No. Nu e ceea ce pare. Nu ne putem despărți. Unde o să dorm? Ce o să conduc? Și casa și mașina sunt pe numele tău. Ce să vezi, frățelul? Ar fi trebuit să te gândești la asta înainte să o înșeli. Nu pot să mă întrețin doar din pensia mea. Nu ne despărțim. Prea târziu, frățelul. Tată, trebuia să te gândești înainte să faci asta. Băi și fete... Deci, eu nu înțeleg cum doamna Nina până acum a suportat chestia asta, bro. Adică a înșelat-o de atât de multe ori, însă într-un final e foarte, foarte bine că s-au despărțit. Scrieți voi la comentarii, fraților, voi după a câta tentativă de înșelat v-ați despărțit. Eu după prima, logic, dar se pare că doamna Nina are un record mai mare.